Parcul Herăstrău din capitală a devenit raiul pofticioșilor. Peste 50 de tipuri de înghețată cu diferite topinguri îi așteaptă pe cei care vor să savureze diversele arome, toate din ingrediente naturale. A fost buluc la atelierele de înghețată, însă după ce au stat la coadă 10 de minute în Arșiță, pofticioșii s-au declarat mulțumiți. Spun în cor că așteptarea a meritat. Ce înghețată ai ales? Ciocolată, Kinder și vanilie. Care îți place mai mult? Ciocolată. Ciocolată neagră și fructe de pădure și piciu doar vanilie. Foarte mare? Foarte mare. Colorată, cu diverse arome, înghețata naturală a fost delicioasă și s-a topit imediat în cornete, chiar dacă umbreluțele ce făceau parte din decor i-au apărat pe bucureșteni de soare. Mi-a fost greu să mă decid. Rodie cu coafine, alune de pădure și fistic. Fistic e preferata mea. Zmeură cu nuciola și copiii au luat diverse. Zmeură, au luat ciocolată neagră cu ciocolată cu lapte și rodie cu măr verde. Cât a stat la rând ca să obțineți înghețata asta? Nu știu, 40 de minute? Mai aveți răbdare să mai stați o dată la coadă ca să mai luați una? Dacă se impune și dacă copiii votează, categoric. Producătorii autohtoni de înghețată au avut o zi plină. Participăm aici cu diverse sortimente, înghețată 100% naturală, avem înghețata pe bază de apă, sorbeturi, cum ar fi mango, zmeură, afine de pădure, mere verzi, și avem celelalte pe bază de lapte, cum ar fi nociola, fistic, ciocolată. Și noi. Iar vânzarea bună a fost răsplătită cu diverse momente artistice. Înghețata a mers mână în mână cu tangoul.